În urmă câteva zile, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Călăraș au oprit pentru control pe strada Varianta Nord. Din municipiul reședință de județ, un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 31 de ani. În urma controlului efectuat asupra autoturismului, a fost depistată cantitatea de 13.800 bucăți pe tarde din clasa P1. Articolele pirotehnice au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor. De asemenea, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, și cu aparatul drug test, rezultatul fiind pozitiv, fapt pentru care acesta a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge și urină. În urma cercetărilor a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de nerespectare a regimului materiilor explozive, conform legii 126 per 1995 și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe.